Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Hristos a înviat! Sunt preotul Tarciziu Șerban și vă întâmpin și astăzi pe toți cu această urare care exprimă nu doar uimirea în fața unui eveniment cu totul inedit, ci și speranța că, odată cu învierea din morțea lui Iisus Hristos, vom avea și noi parte de noirea ființelor și vieților noastre. Așa cum ne va sugera fragmentul evanghelic din această duminică, întâlnirea noastră cu Iisus Hristos are loc atunci când ne adunăm în jurul altarului pentru a celebra Euharistia, mai precis a ne împărtăși din cuvântul Evangheliei și din trupul și sângele Lui. Iată-ne așadar adunați în jurul altarului pentru a celebra Sfânta Liturghie transmisă din Catedrala Sfântului Iosif din București prin intermediul emisiunii Repere Sacre a televiziunii române. Exact atunci când ucenicii povesteau cum l-au recunoscut pe Iisus Hristos înviat la frângerea pâinii, Mântuitorul a venit în mijlocul lor. Un mod de a spune că atunci când ne adunăm în numele Lui, El vine în mijlocul nostru. Sfânta Liturghie de astăzi este prezidată de Părintele Marius Martin, preot vicar la parohia Adormirea Maicii Domnului din București, din cartierul Drumul Taberei. El este însoțit la catedrală de un grup coral pregătit și condus de doamna Corina Lovin. La orgă intonează domnul Daniel Nesimuca. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnule să fie cu voi. Și înălțați-i lui Dumnezeu cântări de bucurie pe tot pământul. Cântați mărire numelui Său. Măriți slava Lui prin laudele voastre. Aleluia! Iubiți credincioși, suntem în Duminica a treia Paștelui. La începutul acestei Sfinte Liturghii îi punem pe altar Bunului Dumnezeu toate intențiile noastre personale de rugăciune. În același timp îi punem pe altar Bunului Dumnezeu și păcatele noastre, greșelile noastre, pentru a putea celebra cum se cuvine Sfintele Taină. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult, cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară,
pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Gloria in excelsis Deo. Oamenilor de bunăvoință, te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim, Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mierului Dumnezeu, Fiul Tatălui care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire a lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Să ne rugăm să tresalte pururi de bucurie poporul Tău, Dumnezeule, căci i-ai reînnoit tinerețea sufletească. Dăruiește-le credincioșilor Tăi care se veselesc acum, pentru că le-ai redat demnitatea de fii harul, să aștepte recunoscători cu speranță neclintită ziua învierii lor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin.
Ascultăm în continuare textele propuse spre meditare din Faptele Apostolilor, din Epistola 1 către Sfântul Ioan și din Evanghelia Sfântului Luca. În zilele acelea, Petru a spus poporului, Dumnezeul lui Abraham, al lui Isaac și al lui Iacob, Dumnezeul părinților noștri, l-a preamărit pe slujitorul său Iisus, pe care voi l-ați predat în mâinile lui Pilat și l-ați tăgăduit în fața lui, pe când el hotărâse să le libereze. Voi însă l-ați tăgăduit pe cel sfânt și drept și ați cerut să vă fie dăruit un ucigaș. L-ați ucis pe întemeietorul vieții, dar Dumnezeu l-a înviat din morți și noi suntem martori pentru aceasta. Și acum, fraților, știu că atât voi cât și mai mari voștri din neștiință ați făcut aceasta, dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce prevestise prin gura tuturor profeților, că unsul său va pătimi. Căiți-vă așadar și convertiți-vă ca să vă fie șterse păcatele. Cuvântul Domnului. Sara peste noi, Doamne, lumina feței tale. Va sara peste noi, Doamne, lumina feței tale. Când strig către tine, tu îmi răspunzi, Dumnezeule, dreptatea mea, din necaz mă scoți la larg, ai milă și ascultă-mi rugăciunea. Pasara sara peste noi, Doamne, lumina feței tale. Să știți că lucrări minunate a făcut Domnul pentru cel credincios al său. Când strig către Dumnezeu, El mă ascultă. Va sara peste noi, Doamne, lumina feței tale. Mulți zic, cine ne va arăta ce este bine? Fă să răsară peste noi, Doamne, lumina feței tale. Fă să răsară peste noi, Doamne, lumina feței tale. Mă culc în pace și adorm de îndată, căci Tu, Doamne, mă ocrotești și mă așez în adăpost de încredere. Va sara peste noi, Doamne, lumina feței tale. El este împăcarea pentru păcatele noastre și pentru ale lumii întregi. Citire din scrisoarea 1 a Sfântului Apostol Ioan. Copiii mei, acestea vi le scriu ca să nu păcătuiți, dar și dacă ar păcătui cineva, îl avem apărător al Tatăl, pe Iisus Hristos, cel drept, El fiind împăcarea pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Și din aceasta știm că îl cunoaștem, dacă îi păzim poruncile. Cine spune, îl cunosc, dar poruncile lui nu le păzește, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar în cel care păzește cuvântul lui,
Iubirea lui Dumnezeu este cu adevărat desăvârșită. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, lămurește-ne Scripturile, fă să ardă inima în noi când ne vorbești. Domnule să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, ucenicii le-au povestit apostolilor ce li se întâmplase pe drum și cum îl recunoscuseră pe Iisus la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei acestea, Iisus însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!” Dar ei, încremeniți și înspăimântați, credeau că văd un duh. El le-a spus: „De ce sunteți tulburați și de ce se ridică îndoieli în inima voastră? Vedeți mâinile mele și picioarele mele, că eu sunt cu adevărat. Atingeți-mă și vedeți, căci un duh nu are carne și oase, după cum vedeți că am eu.” Spunând aceasta, le-a arătat mâinile și picioarele. Cum ei nu credeau încă de bucurie și se minunau, le-a spus: „Aveți aici ceva de mâncare?” Ei au dat o bucată de pește fript. Luând-o, a mâncat înaintea lor și le-a zis: „Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise în legea lui Moise, în profeți și în psalmi despre mine.” Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Le-a zis: „Așa este scris, Hristos trebuie să pătimească și să învie din morți a treia zi și să fie vestită în numele Lui convertirea spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri.” Cuvântul Domnului. Ascultăm în continuare predica părintelui Marius Martin. Hristos a înviat. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Iubiți credincioși, simptomatică este similitudinea perfectă de limbaj între Iisus cel înviat și primul dintre martori, Petru.
Între cei doi, de fapt, nu fusese întotdeauna așa. Într-adevăr, chiar în momentul în care Simon se apropiase cel mai mult de misterul maestrului la Cezarea lui Filipii, mărturisindu-l ca Mesia și Fiul lui Dumnezeu, chiar în acea zi, imediat după ce fusese declarat solemn de către el ca fiind piatra de temelie a viitoarei biserici, Petru fusese dezmințit cu putere, cu acele cuvinte teribile pe care Iisus nu le rostise niciodată pentru nimeni altcineva decât pentru ispititor: pleacă de la mine, Satana. Știm ce se întâmplase atunci pentru a face diferența între vechiul Simon după trup, înainte de cruce, și acest noul Petru după spirit. Se întâmplase evenimentul neverosimil și totul total neașteptat pentru ucenici. Domnul înviase cu adevărat și îi se arătase lui Simon. De la Paști, Petru începuse să gândească așa cum gândește Dumnezeu și nu după cum gândesc oamenii. Este istoria unui discipol care devine martor. Această istorie ne vorbește și nouă astăzi și ne provoacă. Suntem aici pentru a o pune în practică și a o face a noastră. Nu putem rata o ocazie atât de prețioasă și cu adevărat providențială de a ne concentra din nou asupra profilului martorului. Dar cine este martorul? Este cel care a văzut, își amintește și povestește. A văzut, a rememorat și a povestit. Sunt cele trei verbe care îi specifică identitatea și îi modelează comportamentul. Martorul este cel care a văzut, dar nu dintr-o poziție neutră și nici cu un ochi detașat. El a văzut și s-a lăsat atins de ceea ce s-a întâmplat. Așadar, martorul povestește, nu ca un reporter clar și distinct sau rece și distant, ci mai degrabă ca unul care s-a lăsat interogat și care, din acea zi, și-a schimbat viața. El povestește luând poziție și compromițându-se. El nu vorbește într-un mod plictisitor și repetitiv, ci arătând chiar și celor care nu au văzut ceea ce ochii lui au contemplat și mâinile lui au palpat. Martorul nu demonstrează o teoremă sau o teorie, el arată o poveste, făcând diferența în ea produsă de evenimentul la care a asistat. Iată cum Conciliul Vatican al II-lea aplică acest profil al martorului tuturor creștinilor laici. Se spune la numărul 38 din documentul Lumen Gentium: fiecare laic trebuie să fie în fața lumii un martor al Domnului Iisus înviat și viu. Obiectivul sau conținutul mărturiei creștine nu este un sistem complex de gândire, nici un cod complicat de porunci și interdicții, ci un mesaj de mântuire, un eveniment punctual și atrăgător, sau mai degrabă o persoană, Hristos înviat și viu. Așadar, obiectul mărturiei este de fapt un subiect: Iisus, Mesia cel răstignit și unicul mântuitor al tuturor. Acest subiect uman divin poate fi mărturisit doar de creștinii care au experimentat personal mântuirea. Pe scurt, tu, frate, soră, copile, adolescentule, familie, tinere, nu poți mărturisi că Hristos a înviat și este viu
dacă a înviat și în, doar dacă a înviat și în tine și este viu în viața ta concretă, particulară și specifică. Când experimentezi prezența și mânghierea sa, când îți dă puterea de a începe din nou, de a dărui și de a ierta, când te face să plângi cu cei care plâng și să te bucuri cu cei care se bucură, atunci înțelegi că El a înviat cu adevărat și ești capabil să-L arăți și altora. Atunci nu mai ești ca cineva care informează despre El sau care povestește despre El, ci îți permiți să devii persoana în care El vorbește despre El însuși. Nemai vorbind de faptul că verbul de mărturie trebuie folosit la plural. Noi suntem martori. Doar doi sau trei creștini înviați cu Hristos și adunați în numele Său pot da mărturie despre prezența Sa astăzi. Dar nu putem uita nici faptul că primii destinatari ai mesajului nu sunt ai noștri, ci așa numiții cei îndepărtați. Nouă tuturor ne revine datoria să vestim Evanghelia pretutindeni. Cum este posibil să asistăm astăzi la un eveniment care s-a întâmplat acum 2000 de ani? Este adevărat că descoperirea mormântului gol a avut loc în jurul anului 30, dar este la fel de adevărat că învierea este un eveniment care, prin însăși natura sa, nu poate fi închis și îngropat în trecut. A spune că Hristos a înviat înseamnă a spune că este viu, dar acest eveniment continuă să se întâmple și astăzi, cu condiția să-i permitem să se întâmple în noi. Dacă îi permitem lui Hristos să învie în noi, să continue să lupte împotriva răului din noi și din afara noastră. Dacă ne ridicăm de la o viață târâtă, de la o credință lâncezită, de la o speranță plictisitoare, de la o conduită incoloră și fără gust, devenim martori credibili și convingători ai Domnului înviat. Dar dacă nu ne revenim din această burghezie care ne-a slăbit pe toți, dacă nu reușim să ieșim din confortul nostru, dacă nu știm să înțelegem, să interpretăm întrebările de viață și de sens ale celor mai săraci dintre săraci, care sunt săracii credinței, cum vom putea arăta că Cel înviat este în noi în fiecare zi și continuă să lucreze în noi pentru mântuirea lumii? Aceasta nu o putem face prin modul nostru de a vorbi lumii despre Hristos, ci prin modul nostru de a vorbi lumii ca și Hristos, cu fapte ale Evangheliei, cu franchețe și blândețe. Franchețea în mărturie provine din conștientizarea adevărului Evangheliei. Dacă cineva crede sincer că numai în Domnul răstignit și înviat există mântuire, atunci, ca și Sfântul Paul, nu poate decât să spună cu îndrăzneală: nu mi-e rușine de Evanghelie. Trebuie, așadar, să fim întotdeauna gata să dăm socoteală de speranța care este în noi, dar acest lucru trebuie făcut cu blândețe. Hristos a înviat. Iar acum să ne mărturisim credința: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut,
care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi, sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit în la cer și a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață, Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a chemat la Sfântul Botez, pentru a ne călăuzi la dragostea Tatălui Său Ceresc. Doamne Iisuse Hristoase, învierea și viața noastră, prin moartea Ta nimicește moartea noastră și dă-ne viața cea nouă prin Sfânta Înviere a Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Veselește Biserica Ta Sfântă cu bucuria pascală. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează în harul Tău pe cei de curând botezați, ca și pe cei care s-au întors la Tine prin taina pocăinței. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca viața noastră să fie o mărturie vie a învierii Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le răbdare și speranță tuturor celor care Te urmează pe calea crucii. Te rugăm, ascultă-ne! Cheamă-i pe cei răposați la viața veșnică. Veșnice Părinte, privește cu milă spre noi cei botezați în moartea și învierea Fiului Tău. La doua Lui venire, fă-ne, te rugăm, părtași de mărirea Lui, prin același Hristos, Domnul nostru. Cu această rugăciune s-a încheiat prima parte a Sfintei Liturghii de astăzi. Am ascultat și noi textele, am ascultat și noi predica Părintelui Marius Martin, care încerca să scoată în evidență un aspect fundamental pentru viața noastră creștină. Și anume, Iisus le spunea celor adunați în numele Său, voi sunteți martori. Ori ceea ce Iisus spune ne cheamă, devine misiune pentru noi, de a merge să dăm mărturie a ceea ce în aceste zile ale Paștelui am trăit în adâncul ființelor noastre. Și ca exemplu, Părintele Martin ne-a oferit cazul Sfântului Petru, care n-a fost întotdeauna, spunea el, în deplin acord cu Iisus, dar dacă într-o zi a fost respins de Iisus pentru că nu adera pe deplin la programul Său, mai apoi, după înviere și mai ales după coborârea Duhului Sfânt, Petru s-a schimbat radical. Vedem un Petru care dă o mărturie autentică și, de fapt, el dă mărturia ceea ce a văzut, ceea ce a simțit în adâncul ființei sale, ceea ce el a trăit din plin. Ori, în aceste zile, cum spuneam, cu toții am trăit misterul pascal și că această întâlnire cu misterul pascal în mulți dintre noi a schimbat, a înnoit ceva, ori tocmai această înnoire trebuie să o facem cunoscută tuturor și sigur că lumea are nevoie de această mărturie, pentru că nu spunem teorii, ci mai degrabă spunem ceea ce noi am trăit, am simțit în adâncul ființelor noastre.
Rugați-vă, fraților și surorilor, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea Mărului Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici. Te rugăm, Doamne, să primești darurile Bisericii care tresaltă de veselie și precum i-ai dat sămânța bucuriei pascale, dăruiește-i și rodul fericirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnule, să fie cu voi. Și cu sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp preasfânt în care a fost jertfimelul pascal Hristos Domnul nostru. Căci, vindecând rănile vechi ale păcatului, El reînnoiește universul și nouă ne redă plinătatea vieții adevărate. De aceea, întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește aceste daruri cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta povestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Aurel, cu Episcopul Auxiliar Cornel și cu tot clerul.
Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim, prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăle nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tăcea Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuie și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care i-a asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
În sfânta taină altarului îl contemplăm și noi pe cel care vine să ne înnoiască ființele, viețile și îl rugăm de aceea, o Iisuse, te crede de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită, pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă stator, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Să ne rugăm! Te rugăm, Doamne, privește cu bunătate la poporul pe care ai binevoie să-l reînnoiești prin tainele veșnice și călăuzește la învierea trupului spre slava nepieritoare, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și Dumnezeu care prin învierea Fiului Său unul născut a binevoit să vă facă parte de darul răscumpărării și al înfierii, să reverse asupra voastră bucuria binecuvântării sale. Voi care prin răscumpărarea adusă de Hristos ați primit pentru totdeauna libertatea, prin dărnicia Lui să aveți parte de moștenirea veșnică. Amin. El în care ați crezut și pentru care ați înviat prin botez, să vă dea harul ca trăind în sfințenie, să vă încredințați să ajungeți în patria cerească. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin.
Liturghia s-a sfârșit, să mergem și să trăim în pace. Așadar, cu binecuvântarea finală s-a încheiat Sfânta Liturghie de astăzi. Îi mulțumim părintelui Marius Martin pentru această celebrare. Le mulțumim coriștilor parohiei Adormirea Maicii Domnului din București pentru cântările intonate sub conducerea doamnei Carina Lovin, precum și domnului Daniel Nesimuca, cel care i-a acompaniat cu sunetul orgii. Le mulțumim de asemenea celor din echipele care au asigurat transmisia de astăzi, echipei Angelus TV și echipei din sediul central al televiziunii române. Următoarea transmisie a Sfintei Liturghii pe TVR2 va avea loc duminică 21 aprilie, ca de obicei la ora 8, când vom celebra duminica a patra a Paștelui. Până atunci, Părintele Tarciziu Șerban vă dorește tuturor să vă bucurați de această duminică agreabilă și nu uitați ce spune Iisus: unde doi sau trei se adună în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor. La revedere!